direct așa la introducere. Pac. Anul trecut când a fost? În noiembrie sau în decembrie? În noiembrie. Exact. Eu sunt așa un fel de filler content, adică va trebui să vă mulțumesc mai puțin astăzi. Vorbeam cu Ștefan ieri că nu știam, chiar nici nu știam exact ce, despre ce o să vorbesc, ce o să prezint. Și tot mă tot gândeam acum ceva vreme la... El a fost cu ideea, zice, bă, ar fi mișto să vorbești despre Docker. I-am zis eu, zic, uite, aș putea să vorbesc despre chestia asta și bă, ok, ar fi super tare să vorbești despre asta. Dar mă tot gândeam acum câteva zile la momentul 2014-2015, când am dat eu cu nasul de Docker. Și la vremea aia lucram la o companie de hosting, domenii, chestii de-astea, One and One se numește ea. Și mutasem toate mediile de dezvoltare acolo, că aveam probleme de alea de genul it works on my machine și trebuia să facem niște deploy-uri pe niște medii intermediare care erau de dev, care cumva erau similare cu producția. Și când am descoperit Docker, zic, bă, fiți atenți că asta o să fie, o să ajungă să fie cerința, la modul te angajezi ca dev de cel puțin de backend, frontend nu, dar cel puțin de backend, și o să-ți spun acolo Docker, trebuie măcar să știi să-l folosești și să împingi doi parametri prin el pe acolo. Și la momentul respectiv, implicit cei de la operations mi-au dat peste nas. Tu te bă, las că asta e pentru noi, vezi tu de treabă acolo, te-ai apucat tu. Și mă amuză că acum văd, de exemplu, pentru dev de backend Golang, eu n-am văzut să nu scrie Docker undeva acolo. Ca exemplu concret, mai ales că, din câte știu, Go s-a schimbat destul în ultima perioadă, adică a primit niște update-uri și niște breaking changes, dacă nu mă înșel. Și dacă lucrezi cu el instalat, o să te muște grav. Adică, până la urmă, ce variante ai ca să intru în chestia asta? Că astăzi o să vă fac un fel de mini-workshop, să-i spunem așa, despre cum să-ți faci un minim de mediu de dev. Pentru, am ales eu Gatsby.js, că mi-e cel mai simplu și familiar să pornesc un container cu așa ceva și să vadă cum funcționează. Dar cum am ajuns la chestia asta și care sunt alternativele dacă nu folosești containere? Dacă lucrezi pe mai multe proiecte, de exemplu, s-ar putea să ai nevoie de mai multe versiuni de, nu știu, Node.js. În cazul în care faci development cu Node.js, s-ar putea să ai un client care are o aplicație pe Node 8 și vrea să o mute pe latest, s-ar putea să ai un client care merge pe latest stable, care e, nu știu, cred că 12-le, sau s-ar putea să ai client care e pe bleeding edge, pe varianta în care se tot dezvoltă, știi, pe versiunile impare, care n-ajung în LTS, din câte știu eu. Și atunci ce poți să faci? Păi te poți să folosești, de exemplu, ceva ca NVM, Node Version Manager, care este echivalentul lui RVM, Ruby Version Manager, ce îți permite să schimbi între versiunile de Node. Dar dacă uiți, eu am avut chestia asta în trecut, unde a insistat echipa clientului, nu, că noi folosim NVM, și am pierdut 4 ore că nu știam de ce îmi dă eroare, cred că Bcrypt, nu știu dacă știți ce e Bcrypt, un modul de Node justă pentru parole, în fine, hashing, crypto pentru parole. Și nu știam de ce dă eroare până când am realizat că eu eram pe versiunea mea latest de Node, că abia făcusem update cu Homebrew și trebuia să schimb versiunea ca să lucrez la proiectul lor. Și atunci avantajul cu Docker e că mediul de dev e acolo unde e și proiectul. Adică ai un repo, o să facem acum un folder, un proiect de Gatsby și o să-l inițializăm. Ai un repo, acolo ai și mediul de dev. Ai intrat în proiect, ți-ai pornit mediul de dev, ai tot ce trebuie acolo, versiunile care îți trebuie. La Gatsby, de exemplu, blogul meu, oprea.rocks, e pe Gatsby 1, nu mai știu cât. WeRemote, partea WeRemote fiind platforma mea de joburi, e pe Gatsby 2. Dacă eu ar fi să lucrez local, da, există varianta să instalez CLI-ul local, să-l rulez cu NPX și tot felul de nebunii. Dar dacă eu ar fi să lucrez local, efectiv, ca un programator, ca un orice om normal, mă apuc să lucrez local pe calculatorul meu, ar trebui să am două versiuni de Gatsby CLI instalate. Și aici, iarăși, se mai complică, trebuie să stai să-ți faci scripturi. Și atunci, folosesc minunea asta numită Docker. Și o să trecem, dau acum share screen, o să mut, ce o să mut? Numai puțin, să mut
Google Chrome, nici n-ar trebui să-l mut. O să vă vedeți în ecran, să-mi spuneți, pentru că e ecranul foarte mare. De fapt, cred că o să fac eu direct, proactiv, fontul mai mare, ca să nu ne... Se vede, toată lumea vede, dați-mi un thumbs up dacă se vede CBU Web Meetup Docker clar acolo sus. Cred că pot să-l dai un pic mai mare. Ai? Da, cred că așa. Așa e ok. Da. E bine, toată lumea vede? Bun. Și cred că o să ne trebuiască și Visual Studio Code minunat, căruia la fel o trebuiască să-i dau, numai să deschid directorul ăsta, deși nici nu o să-l deschid acum, o să-l deschid după ce inițializăm proiectul Gatsby. Eu acum nu vă mai văd pe voi, deși nu o să văd ce îmi semnalez, numai puțin, să mut fereastra cu Jitsi, să o mut pe celălalt monitor, pe monitorul laptopului, ca să văd în cazul în care dă cineva din mâini, băie, ceva în neregulă, să vă și văd. Am acolo pe ecranul ăsta. Ok, toată lumea vede quick start-ul de la Gatsby și toată, da? Vedeți browserul și terminalul, da? Thumbs up? Bun, super. Ok. Ce vrea ăsta de la noi, minunatul Gatsby? Vrea să instalezi Gatsby CLI din start. Pe mine mă deranjează chestia asta, pentru că eu o să instalez ultima versiune și mă bat cap în cap exact cu ce spuneam, cu versiunile de Gatsby între blogul meu personal și platforma de job. Acum am două variante, pentru că ăsta e doar un generator, îl pot instala local și cred că îl am. Mai mult ca sigur, da. Sau pot să creez direct containerul în jurul lui. Ca să nu complic lucrurile și să fac un container fără să am un proiect, o să mă folosesc de CLI-ul pe care l-am și o să generez proiectul și voi face mediul de dezvoltare, ca să zic așa, după aceea în interiorul containerului. Da? Deci, ca să inițializez un proiect pentru că am CLI-ul deja instalat, trebuie să folosesc comanda asta, Gatsby, new Gatsby type, site, Gatsby starter hello world. Vreau să fac un proiect hello world, nu vreau să mă complic mai mult, da? O să-mi creeze un director Gatsby site, ăsta e numele proiectului, dar ar trebui să-l redenumesc eu într-un fel. Cred că să-l las așa, nici ne mai bate în capul. Își face singur tot setup-ul. Nu știu dacă ați mai folosit generatoare de site-uri statice, sunt destul de interesante. Eu am... Pentru orice site care se numește site de marketing sau blog al cărui conținut nu se schimbă din 10 în 10 minute, ca să zic așa, am un site static. Nu mai bat capul cu altceva. Bun. O să instaleze nebunia asta. De fapt, s-a instalat. O să-și ia pachetele și o să-mi creeze proiectul aici. Trebuie să-l așteptăm puțin, să ne rugăm puțin de el. Și după aceea o să mergem în... director, bun. După cum vedeți, deja s-a mai schimbat versiunea între timp. Mergem în Gatsby site aici și ăsta e repo-ul nostru. Dacă ne uităm aici, are deja un compil pe care îl face direct Gatsby în momentul în care își instalează modul. Bun. Ca să rulăm chestia asta, Gatsby develop, o să ne deschidă un site pe, nu mai știu, localhost 8000, parcă, da. Îl așteptăm să pornească doar ca să ne putem uita la dânsul. Da, nu prea-mi place că nu e cel cu stiluri, mai puțin. Vreau unul la care să văd ceva modificări în UI, așa doar Hello World, ăla de acolo mă... Gatsby Starter Blog, ok, bun, pe ăsta o să-l luăm. Deci refacem proiectul. Mă scuzați, minor glitch. Ținând cont că I'm bringing it,
Te mă anunță că am microfonul zgomotos, cred că ar trebui să vorbesc mai aproape de el, numai că e exact problema că trebuie să-l pun pe braț. Dacă e prea mult zgomot, dați-mi de știre că îl pun pe braț și îl dau mai aproape. Bun. Mai rulăm o dată comanda asta, dar în loc de, hai să-i spunem, demo site și este get free starter blog. Aude un zgomot de fundal interesant, dar nu știu ce e mai exact, nu știu dacă e o notificare de-a lui care îmi spune că a trecut un minut, habar n-am. Bun, în fine, îl așteptăm pe ăsta să reia procesul și când o să-l pornesc o să avem un site exact ca asta. Știu template-ul, am făcut la un moment dat un site exact bazat pe el. Mai durează un pic. El de obicei își face niște cache-uri, dar nu știu exact care sunt diferențele de versiuni între Gatsby Starter Blog și Gatsby Starter Hello World. Bear with me, any minute now. Bun. Bun, acum mergem aici, git log, același initial commit from Gatsby. Normal, vrei să dezvolți, îți rulezi Gatsby Develop, ți-l deschizi într-un editor separat, te apuci și schimbi ăsta și dă refresh și îți actualizează codul site-ului. Problema e, v-am zis eu, în momentul în care lucrezi cu mai multe versiuni de software, cu site-uri făcute pe mai multe versiuni de Gatsby, că atunci se complică. Ce ai instalat, care e principal, ce versiune folosești mainly, ajungi la exact la probleme de alea de pierzi 4 ore și te uiți la cod și nu știi de ce nu merge. Bun. Ăsta e blocul, da? E efectiv generat direct de un altă. Acum, mediul de dev e aici, pe calculatorul meu. Buba e, cum vă spuneam, ai două proiecte, două versiuni diferite. În principiu te-a să dai niște probleme care nu ar trebui să existe. Și atunci facem un share micuț numit Dockerfile și hai să ne facem mediul de dezvoltare acolo. Da? Nimic complicat. Putem să rulăm chestia asta și fără o, cum să vă spun eu, și fără să avem un Dockerfile. În ce sens? Haideți să vă arăt. Dacă mergem pe hub.docker.com, atunci că ați mai intrat vreodată acolo, ținând cont că e înregistrată, nu cred că are rost să intrați acum, dar dacă vreți, puteți să faceți același lucru pe care îl fac și eu. Căutăm aici Node. Ne interesează, ca să rulăm un site Gatsby și un mediu de dezvoltare pentru așa ceva, ne interesează un mediu cu Node.js instalat, corect? Și în principiu căutați, în momentul în care vă căutați imaginile astea, uitați-vă să fie official image. Sunt și unele făcute de comunitate, mai sunt chestiile astea verified publisher, nu știu exact ce înseamnă. Cert e că dacă o imagine e făcută de cineva din comunitate, e bine să o auditați, pentru că dacă ajunge să o puneți în producție și are o chestie dubioasă pe acolo, s-ar putea să vă treziți că vă dispar tokenuri de NPM și alte nebunii. Nu știu dacă știți, dar Node-ul are acces la tot file sistemul și îl poate traversa și chiar și într-un container, dacă ai un token de NPM pentru că, nu știu, instalezi ceva acolo sau faci ceva cu NPM în containerul respectiv, deși el e în home-ul userului care managerează containerul, iar aplicația ta poate e două directoare mai încolo, pentru că folosești Node.js, cineva, un actor malițios, poate traversa file sistemul respectiv fără probleme. Bun. Mergem pe Node. I consent to everything, desigur. Și o să luăm ce imagine o să luăm? Care e latest? În principiu, latest sau latest 12.18.3 e varianta long-term support, da?
Și ce să facem aici, ca să nici ne complicăm cu un Dockerfile, putem să ne folosim direct de Docker Run. Și o să vă arăt și cum. Există această comandă, trebuie să vă instalați Docker, evident. Docker e o unealtă pe care o instalați separat, se folosește de virtualizarea calculatorului vostru. Dar comanda asta, Docker Run, după cum vedeți, eu am mai rulat comanda asta de nenumărate ori, ultima pentru un WordPress. Minus it. Chestiile astea, flagurile astea două, îi spun lui Docker că acel container, care e de fapt un Linux, e efectiv un... Puteți să vă imaginați că e o mașină virtuală super, super subțire în interiorul calculatorului vostru. Flagurile astea două trebuie să le dați dacă rulați comanda cu, prin Docker Run și nu prin Dockerfile. Flagurile astea îi le trimiteți ca Docker să știe că acest container e interactiv, adică vreți să vedeți logurile la el, vreți să puteți să îi citiți output-ul, iar T vine de la teletype. Asta vă dă un terminal vouă, un shell în containerul respectiv. V-V e scurtătura pentru volum și asta vă montați un local. În cazul meu vreau să montez directorul acesta, PWD, pe care îl vedeți aici. PWD e o comandă care vă dă vouă directorul curent. Pot fie să fac asta, fie să rulez înainte și să copiez toată calea aceasta în locul lui. Deci Docker Run Interactive și Teletype, adică vreau și el, vreau să vă dau output-ul și vreau să montez directorul ăsta local pe care mi-l dă PWD. O să-l pun exact așa, exact cum îl vedeți, în, scuze, am diacriticele activate, în slash app. Deci în container, în momentul în care o să intru în containerul ăsta, codul de pe mașina mea, de pe calculatorul meu, de pe laptopul meu, va fi disponibil pe calea asta și o să vedeți imediat cum. Trebuie să îi publicăm portul 8000. Asta înseamnă că portul de pe container pe care mi-l scoate aplicația web, o să-l public pe portul 8000 al mașinii mele. Sper să n-am o eroare, nu știu că mai am alte containere pornite în spate, dar le voi închide în caz că se întâmplă asta. Apoi trebuie să-i spun pe ce să-și bazeze, pe ce imagine să-mi folosească drept bază pentru containerul pe care urmează să-l creez. Și am zis că mergem pe imaginea nouă, imaginea oficială de aici, da? Și ne trebuie tagul LTS. Dacă vă uitați mai jos în documentație, vedeți cam așa se specifică numele imaginii și versiunea pe care vrem să o rulăm. Cam așa. Și apoi trebuie să-i spunem și ce comandă să ne ruleze, comanda default în momentul în care pornește containerul, care e. În situația de față, o să încerc să rulez bash, pentru că ar trebui să fie instalat aici. N-are imaginea LTS disponibilă, Docker, are alte variante de imagine de Node.js pe care le-am folosit eu în alte proiecte, probabil un Node 12, chiar aș putea să vă arăt deschizând un terminal separat aici, Docker Images, și să-i dăm și un grep node. Bun. După cum vedeți, aici am 12.3.0 long-term support Alpine, Alpine care e, în fine, la fel cum Ubuntu e o variantă de Linux, Alpine e tot așa o variantă de Linux. Bun, și acum o să-mi descarce acest LTS. Da, îți pare că am imagini pornite. Vedem. O să le închid pe toate. Nu știu exact ce. Așteaptă să descarce ceva. Oare merge internetul meu mai greu? Merge un pic cam greu, că eu te aud întrerupt. Ce? Mai am ca să nu mai fie timpul cu 12.13.0. Ca să nu mai pierdem timpul cu descărcatul imaginii astea, o să înlocuiesc imaginea și în loc de Node LTS, o să rulez pe baza acestei imagini, da? După cum vedeți,
imaginea de node, varianta 12, tagul 12.13.0. Am descărcat. Ar trebui să avem un shell. E ca și cum aș fi făcut, dacă vreunul dintre voi a folosit Linux și a făcut vreodată SSH într-un server, actualmente ce s-a întâmplat e că Docker mi-a pornit o mașină virtuală Linux pe calculatorul meu, mi-a mapat directorul acesta, demo site, undeva pe un path, pe acesta o să vedeți, pe slash app, în interiorul containerului meu, în interiorul serverului meu, mașinii mele virtuale, și mi-a expus portul 8000, care e expus de aplicație de Gatsby.js, pe mașina gazdă. Chiar o să deschid încă un terminal aici jos și dacă o să rulez acum Docker -a, o să vedeți că am un container pornit cu ID-ul ăsta pe baza imaginii acesteia, cu numele ăsta ciudat asignat random, putem să-i dăm și noi nume imaginii, care expune pe mașina gazdă la portul 8000 orice iese pe portul 8000 în interiorul containerului. Și o să vedeți imediat. Mergem în app. Deci, atenție. Users Adrian Oprea Project CV Web Meetup Docker Demo Site. Este disponibil în interiorul containerului pe slash app. Deci aici avem șele proiectului. Bun. Până aici e clar. Acum eu pot să am două proiecte, pot să mai instalez, să mai creez un site din ăsta, demo site 2, cu o altă versiune de Gatsby și pot să am certitudinea că orice instalez aici rămâne aici, în interiorul chestii astea. Haideți să vă arăt, de exemplu, putem să rulăm npm ci, care ar trebui să ne șteargă nouă node module și să ne... Da, doar că nu avem package lock, evident. Deci hai să-l ștergem de mână. Ștergem node modules. O să vedeți acum, o să deschid și un în Visual Studio Code. Acum pot să deschid în Visual Studio Code. O să vedeți că o să dispară node modules și o să dispară și de aici. Deci asta înseamnă că file sistemul calculatorului meu e legat la file sistemul containerului. Nu știu de ce în ultima vreme am văzut că e un pic mai greoi file system management-ul Docker pe Mac. Chiar a trebuit să modific niște flag-uri la un moment dat, că rulam vreo 3-4 chestii într-un container și nu, efectiv nu mai avea energie calculatorul. Așa e când faci demo-uri ad hoc. Vedem acum ce și unde se gâtuie și de ce. Ia să vedem. Activity Monitor îmi spune ceva. Da, nu pare că e mega folosit. Night Shift. Da, nu știu de ce îmi crește usage-ul foarte mult. Au schimbat ceva la modul cum sincronizează fișierele și cred că vor să se asigure că sincronizarea e completă între ele. O să-l șterg de pe calculatorul meu, adică nu din container. Să vedeți aceeași chestie. Dacă dispare de aici, o să dispare și din container. Bun, a dispărut de aici, deci dacă ne uităm node modules, n-ar trebui să se mai vadă dacă se actualizează și el azi mâine. Da, nu mai aici, nu știu ce, cred că Visual Studio Code își ține un file descriptor deschis la chestia asta. Îmi cer scuze, dar s-ar putea ca ăsta să-mi cauzeze problema. Cum vedeți, el a dispărut de aici și din container la fel. Asta înseamnă că file sistemul meu local e sincronizat cu file sistemul din container. Și acum putem să rulăm un lucru instalat aici. Da, bun, se pare că e ceva cu Visual Studio Code pe aici. Deci acum modulele mele node se instalează în interiorul containerului, dar pentru că am mapare aceasta la nivel de file system cu
mașina gazdă cu laptopul meu, o să le vedem și aici. O să intrăm apoi într-o problemă foarte comună cu Docker. În momentul în care tu ai un calculator care are, să zicem că rulează Ubuntu, să zicem că ai Ubuntu instalat pe calculator și aplicația pe care lucrezi e făcută să ruleze în producție pe Alpine Linux și o să iei, o să rulezi mediul de dev cu node:lts-alpine, că vrei să rulezi în Alpine Linux și pe dev, o să constați că dacă instalezi modulele din interiorul containerului, ele, deși se persistă pe file sistemul calculatorului tău, uneori, pentru că se fac build-uri din acelea cu hook-uri, se compilează chestii, nu o să ai predicție în editor. Pentru că nu corespund anumite chestii, anumite type definitions, nu știu exact care e problema. Și atunci mulți optează pentru următoarea chestie. Creează un volum separat care ține node modules instalate de container, dar rulează și NPM install pe mașina lor ca să aibă predicțiile. Și atunci, practic, tu ai volumele instalate în două locuri. Unul ca să ai predicțiile în editor și unul ca să ai modulele instalate în mediul în care îți rulează aplicația. O să vedem imediat acum, după ce se instalează modulele de node din container, o să pornim site-ul din nou și ar trebui să vedem tot blogul în picioare. Și țineți minte că până acum n-am făcut nimic referitor la Docker files și alte nebunii. Dacă mă gândesc bine, pentru multe chestii nici nu aveți nevoie un Docker. În cazul ăsta n-am nicio dependență specială pe în afară de Gatsby CLI, care vine și built-in, nu am ceva special, dar o să facem demo și cu Docker file și o să instalăm Gatsby CLI global ca să mimăm efectiv ce ne cere Gatsby în documentație pe calculatorul nostru. Numai să meargă Sfântul Satelit aici. Din nou, eu îl bănuiesc pe Visual Studio Code că îmi ține chestiile astea în loc și îmi trimite usage-ul în POM. După cum vedeți aici, Activity Monitor îmi spune că e super, super ocupat, dar nu face altceva decât să instaleze niște module Node într-un container. Și cred că are legătură cu modul cum sincronizează sau cum se așteaptă să fie sincronizate file sistemurile între ele Docker. E un truc interesant pe care îl poți folosi în partea de volume ca să-l forțezi pe Docker să nu stea 100% în sync. Pentru că el, ce se întâmplă acum și de ce cred că durează atât de mult? Nu din cauza rețelei, că internetul funcționează cum trebuie, ci din cauza faptului că în momentul în care a scris ceva în container, vrea să replice automat, instant, până să comită în ambele părți și pe file sistemul mașinii. Și atunci vrea să aibă full sync. Au doar, eu instalez niște module, nu vreau acum neapărat să fie la milisecundă chestiile disponibile. Și pur și simplu vreau să fie acolo când s-a terminat procesul ăsta. Și pentru asta el are o strategie de volume. Mai trebuie să trimitem, să mai punem ceva după path-ul acela de la parametrul minus V. Deci momentan, comanda pe care am rulat-o noi a fost asta. Docker run, toată nebunia asta de aici. Ca să optimizez chestia asta, trebuie să mai pe aici, în două puncte, delegated sau cached sau, în fine, nu sync, nu mai știu exact care e cel pentru sync. Dar eu delegated îl folosesc cel mai mult în momentul în care mănâncă prea multe resurse o chestie de genul ăsta. Între timp, până când se face install-ul ăsta, vă propun totuși să fac Docker file-ul ca să nu vă țin degeaba și doar să umplu. Și o să facem ceva care e, o să rulăm aceeași comandă de aici, dar în loc de imaginea de node, o să dăm o imagine a noastră, care conține deja dependența preinstalată, dependența fiind Gatsby CLI, cea pe care ne cer cei de la Gatsby în ghidul lor, în QuickStart, cer scuze. Aici.
cumva o să pornim, o să avem un mediu de dezvoltare în care dependența aceasta o să fie preinstalată. Și cum facem asta? Păi, creăm un Dockerfile. Da? Dockerfile-ul e un fișier de definiție pentru imagini Docker. Imaginea aceasta Node 12, 13, cât naiba am pus noi aici. Haideți să vedem la cap. 12, 13, 0 a fost generată pe baza unui Dockerfile. Și prima chestie, prima instrucțiune care o veți întâlni într-un Dockerfile este instrucțiunea from. Acesta îi spune practic runner-ului Docker, de fapt builder-ului. O să vedeți că trebuie să mai luăm o comandă în afară de run ca să obținem și noi imagine la fel ca aceasta de aici, la fel ca Node 12.13.0. Trebuie să-i spunem imaginea de bază. Și în cazul nostru, imaginea de bază este 12.13.0. În principiu, asta îl instruiește, v-am spus, asta instruiește sub comanda build a uneltei a lui Docker, nu știu cum să spun, să-l personific, să-și tragă layer-le de bază din Node 12.13.0. Acum, noi trebuie să-i spunem ce porturi expune aplicația noastră. În cazul ăsta, noi știm că aplicația expune portul 8000, dar știm că expune și portul 9000. De ce? Pentru că ăsta e un mediu de dev și în momentul în care dăm build la site-ul de Gatsby, în loc să îi dăm run, să-l rulăm în development, vrem să testăm build-ul și vrem să-l și expunem. Dacă rulăm Gatsby build și apoi Gatsby serve, Gatsby serve o să pornească site-ul cu un light server sau nu mai știu ce naiba, pe portul 9000. Comanda default pentru containerul nostru este bash. Este exact ce am trimis noi aici. Asta e comanda default. În momentul în care pornim containerul, ce comandă rulează? Noi vrem un shell acolo, corect? Nu vrem să pornim direct mediul de dev, pentru că s-ar putea să vrem să instalăm un modul, de exemplu, și apoi să pornim mediul de dev. Gatsby develop. Trimit așa. Nu vrem să rulăm Gatsby develop. Noi vrem un shell. Și mai departe decidem noi ce executăm în containerul ăsta. Bun. Momentan i-am spus ce porturi expune și ce comandă să ne ruleze când e executat fără nicio comandă la final. Da? I-am dat imaginea de bază. Bun. Ce trebuie nouă într-un container de dev pentru proiectul nostru demo site? Păi ne trebuie Gatsby CLI. Și atunci run este o... din nou, o directivă, pot să-i spun, pentru Docker, care spune ceea ce urmează e o comandă pe care tu trebuie să o rulezi în momentul în care îmi construiești imaginea aceasta, adică echivalentul lui Node 12 pe care facem noi pe Dockerfile-ul ăsta. Și trebuie să tu pe care vrei să construiești tu site-ul în cazul nostru, pe care vrem să construim noi site-ul în cazul ăsta. Și asta e comanda. Îi spunem, trebuie să rulezi. Deci, toate containerele pe care le pornesc pe baza astea vor avea Gatsby CLI gata instalat. Bun. În afară de asta, nu cred că mai avem nevoie de nimic. Ba da, mai avea nevoie de o chestie. Ar trebui să-i spunem că expunem volumul /app. Și dacă vrem să facem și un... o chestie de convenience pentru noi, ca să nu fim nevoiți în momentul în care pornim aplicația să mergem și să dăm /app aici, putem să-i dăm și un working directory și să-i spunem /app. Asta înseamnă că de fiecare dată când pornesc containerul, un container pe baza imaginii ăsteia, punem în /app, pentru că acolo e efectiv proiectul meu. Bun. Până aici am creat fișierul de definiție. Acum urmează partea interesantă. Avem două comenzi de rulat. Prima comandă este comanda prin care construim pe baza acestui fișier pe care tocmai l-am creat o imagine. Adică ăsta e practic, dacă Dockerfile-ul ar fi planul unei case, imaginea pe care o construim este temelia casei respective și eventual stâlpii de susținere.
Și containerele pe care le generăm sunt efectiv instanțe ale casei respective. Am pus pereți, am decorat, am făcut frumos. Bun. Ne închinăm cu două mâini. Întâi, acum am făcut fișierul. Aici s-au instalat deja modulele. O să pornesc aplicația doar ca să ne convingem că funcționează la fel. Deci, dacă rulez aici, o să vedeți dacă rulez Gatsby Develop, nu o să funcționeze pentru că nu am Gatsby instalat, însă dacă mergem în package JSON, o să vedeți că avem exact pentru dezvoltarea locală, avem aceste scripturi care apelează la Gatsby, instanța de la CLI-ul de Gatsby care e în interiorul proiectului. Deci am putea să rulăm npm run develop, de fapt npm start, care mai departe deleagă către npm run develop. Asta doar ca să vedem că avem aceeași funcționalitate și că site-ul funcționează la fel. Deci asta o să genereze în interior aici blogul. În curând. Any minute now. O, doamne, dar chiar e file system-ul și e de la Docker. Nu-l mai bănuiesc pe Visual Studio Code. E doar de la Docker. Dar o să o rezolvăm exact prin flagul acela delegate. Îmi pare rău, dar pe proiectele pe care lucrez deja, am flagul pus direct acolo. E timidă, chiar. Da, nu știu exact, dar nu-mi place că durează mult, e doar o chestie pe care vreau doar să-i fac demo, să cumva să demonstrez că avem același output. Dar dacă nu pornește în următoarele câteva secunde... dacă poți să dai un zoom la Visual Studio Code, să se vadă mai mult. Oh, da, cum să nu. Am dat, dar mai dau. Bine? Se vede bine acum? E tot ok? Da, da, acum se vede ok. Da, da, da. Bun. Imediat o să te... Asta este ceea ce fac eu acum, că puteam să întrerup efectiv toată chestia și să spun ok, hai că facem direct cu flag-ul pus. Se numește sunk cost fallacy. Nu știu că v-ați întâlnit, trecem în alt spectru până când se face build-ul. E ideea aia de am investit prea mult ca să ne oprim acum, dar s-ar putea să ajungi într-un death march dacă nu te oprești acum. Adică, nu știu, ați lucrat pe proiecte unde s-au lucrat 6 luni, nu s-a livrat aplicația și cineva vine și spune dar nu putem să ne oprim acum și să la zero, că am investit prea mult, deși investit. Exact asta vedem noi acum. Dar avem și un... Unde e? Mai puțin. Asta trebuie să fie. Vai, ce-am făcut? Am ceva. Și știu ce-am făcut. Gatsby face la localhost, iar localhost în interiorul containerului e container. Și deși eu i-am spus ok, expune-l pe mașina gazdă, adică pe... Da, nu o să-mi scoată nimic. O să vă arăt eu de ce. Iau IP-ul containerului momentan și o să vă arăt după aceea de ce. Da, nu, i-a făcut binding direct pe exact 0000 și nu pot să-l accesez nici așa, nici așa. O să vă arăt de ce. Ideea e că ăsta rulează acum. Dacă aș mai face un shell în containerul ăsta și aș face un curl pe el, am vedea HTML-ul, output-ul. Dar o să trecem direct în partea cealaltă și nu ne mai batem nici cu flag-ul minunat. Trebuie să șterg eu în primul rând containerul vechi, pentru că nu mai trebuie.
Vedeți că n-am șters codul. Adică proiectul nostru e tot aici, nodul, modul sunt... Am șters mediul în care codul acesta rula. Și o să ne generăm propria imagine pe baza acestui Dockerfile pe care tocmai l-am construit. Și dacă mi-amintesc eu bine, comanda pentru build este docker, s-ar putea să mi-o prezică exact, minus t, ăsta e title slash tag, adică ce nume îi dăm imaginii pe care o construim. O să-i spunem Sibiu Web Meetup Latest. Da? Și apoi contextul. Contextul este directorul unde se află Dockerfile-ul. În situația noastră, pentru că Dockerfile-ul se află exact în directorul în care ne aflăm și din care rulăm comanda, contextul este punct. E efectiv file descriptor acesta care în Linux și cred că în toate sistemele de operare referă directorul curent. Iar punct punct este o referință către directorul anterior. Deci Docker build, tot ce am scris până aici, plus contextul, directorul curent. Punct. Acum el ce o să facă? Dacă n-aș fi avut imaginea node 12.13 aceasta local, acum ar fi făcut un Docker pull exact cum s-a întâmplat adineauri când am așteptat după LTS. Operațiunea pe care am abandonat-o la începutul prezentării. Acum o să trimită toate nebuniile de aici. Problema pentru care, motiv pentru care build contextul e mare, e că am și node modules aici și trebuie să-l informeze practic practic daemonul de ce are în directorul curent. Apoi, după cum vedeți, al doilea pas este să ruleze, el a parsat deja și știe câți pași are, da? 1 2 3 4 5 6 7. Vedeți, step 1 din 2 din. Și a făcut primul pas, a observat că are imaginea locală. Acum ce face? Instalează global Gatsby CLI în interiorul imaginii. Așteptăm după el să termine. Din păcate n-am nicio soluție să sărim pașii ăștia. Apoi o să configureze imaginea respectivă să expună aceste porturi. Asta înseamnă că by default, dacă este ceva pe porturile astea, engine-ul sau componenta de networking Docker știe că porturile sunt expuse și le poate face disponibile pentru, cred că, serviciul intern de discovery. Că cumva el face o alocare dinamică pe o plajă de porturi și cumva, dacă nu mă înșel, da, are ceva legătură cu networking-ul intern. Dar dincolo de asta, e și documentație, îți servește și drept documentație, pentru că dacă iei un Dockerfile de la cineva cu o aplicație, vrei să știi pe ce porturi este aplicația aia în server. Bun, se pare că a instalat Gatsby CLI, o să-i spună și ce volum expune, îl configurează și apoi, în curând, așa. El ce face aici? Face, așa se numesc, layere. Gândiți-vă că e exact ca la Git. Face comituri. Unul peste altul, unul peste altul, unul peste altul. Și dacă la un moment dat aceștia în momentul în care reiul la care a rămas, își creează o structură. Din asta și astfel sunt create imagine. Bun, și acum dacă rulăm Docker Images pipegrep Sibiu, vreau să fiu Meetup, latest, tagul latest, care are 1,9 giga, pentru că ce să vezi, Gatsby cu mama lui, în imagine este de mega, dacă nu mă înșel. Avem o întrebare din public, nu mă opric. Rog publicul să întrebe. Salut, am o întrebare. Ai zis că la fiecare pas se fac un fel de hash-uri ca la Git. Și întrebarea era, poți da gen git checkout that hash, cum ai zice în git? Ce să poți să... Dacă poți să dai checkout la acel hash, să te duci exact la pasul ăla, în caz că ți-a dat eroare sau în caz că, nu știu, că ești tu curios, știi? Îl face el automat, nu mai știu exact, mi se pare că poți să inspectezi layerele astea, n-am intrat niciodată într-atât în
mațele Dockerului, adică nu până acolo, dar își face el checkout automat pe ultimul pas care a funcționat. Adică dacă nu îi dai comanda asta cu no cash, el întotdeauna, dacă rulezi comanda asta așa acum, fără acel no cash, o să treacă prin toate ca prin brână acum. În afară de faptul că trebuie să-i trimită acel build context în cazul în care s-a schimbat ceva, dar for demo purposes o să merge până la capăt, așteptăm să-i trimită cei 600 de mega de node modules, doar așa, și o să-ți arată că după aceea va trece prin pași ca fără să facă nimic. Ți-am răspuns la întrebare, adică nu știu de ce ai vrea să te duci tu la pasul ăla, pentru că îți spune așa. Uite, vezi, a trecut prin toate, pentru că n-a picat niciunul și nu s-a schimbat nimic aici. Dacă schimbi, de exemplu, nu știu, atunci ar fi de la putem să... Am putea să facem asta după aceea, dar nu vreau să mai așteptăm după acel build context. Da, da, până da, aici, da. Acum ne-am făcut imaginea noastră. Imaginea noastră care e bazată pe Node 12. Ok, zi. Pot să adaug eu ceva scurt, rapid, legat de întrebarea de mai devreme? Te rog. Vreau doar să zic că imaginile alea, practic, sunt exact cum o ziceam mai devreme, niște layere. Deci tu ai putea să duci fix acolo, dar ai rămâne la un set incomplet de instrucțiuni. Adică să zicem, cum se vede Dockerfile-ul de aici, să zicem că te duci la imaginea care corespunde liniei 6, da? Cu Expose 9000. Tu în momentul ăla ai avea o imagine de Docker care conține numai instrucțiunile de până acolo. Practic asta face Docker. Și da, ai putea să te duci să construiești un container pe baza imaginii respective, dar nu va face mare lucru. Adică va trebui să faci tu manual mai departe restul de pași sau whatever. Dar teoretic te poți folosi de asta, de ideea asta de caching. Dacă ai mai multe Docker files, care să zicem că dincolo de linia 6, fiecare Docker file face altceva. În momentul ăla Docker o să optimizeze chestia asta și pentru liniile 1, 2, de la 1 până la 6 va folosi aceleași imagini și abia de acolo va face branching. Deci practic ăsta e avantajul layering-ului de la Docker. Și from as care îți permite să dai discard. Adică from as build base și apoi te folosești doar de acest build base pentru ce urmează să rulezi mai departe și apoi îi dai discard. Asta în cazul, în care vrei să ai imagini, nu vrei să compilezi Java aici, ai nevoie de Java pentru ceva, dar nu vrei să-l compilezi și atunci îți faci un from din OpenJDK, îți faci Java cum ți-l dă el acolo frumos, ți-l extragi și îți extragi din paturile care trebuie versiunea de Java care e compatibilă cu nodul tău și apoi îi dai discard. Și așa nu mai rămâi cu toate artefactele alea care îți rezultă în urma unei compilări sau a unui... Și nu mai trebuie nici să mai curezi tu manual diverse paturi, să te duci ca build-ul de Java, am luat, nu știu, mergem mai departe? Mergem mai departe. Bun. Bun. Și acum, hai să facem treaba asta. Una mână. Trebuie să verific eu, că nu mai e clar. În WeRemote, vreau să știu, e un argument, minus minus ceva, pe care trebuie să îl dau. Exact. Uite asta. Asta trebuie să-mi facă bind-ul, ca să poată să fie accesibil pe localhost. Acum 10 luni, vedeți, am introdus eu chestia asta aici și am alterat puțin scriptul pentru că uneori aveam probleme cu rămâneau alternate fișierele pe care Gatsby și le generează în cache-ul propriu, în acest punct cache. Și atunci Gatsby Clean îți șterge acel, chiar trebuie să înlocuiesc tot scriptul, îți șterge acel cache și apoi la Gatsby Develop acest minus hash, așa,
se binduiește de interfața care trebuie și asta îmi permite mie să scot, să scot 8080-ul din container pe local hostul meu. Că pentru Gatsby, care rulează în interiorul containerului, local host este containerul. Dar eu, ea fiind practic un Linux într-un Linux, că Mac-ul până la urmă este spune că e Linux, Unix, ce mama naibie el. Pentru Gatsby local host e containerul, dar pentru mine local host e Mac-ul meu. Eu vreau pe Mac-ul meu să fie disponibil site-ul. Bun. Și atunci modificăm și chestia asta aici, ca să ne asigurăm că avem totul cum trebuie și rulăm din nou acel Docker run. Numai că acum o să-i dau și acel flag delegated, ca să nu mă mai bată la cap. Și în loc de node 12, 13, așa, avem Sibiu web meetup latest. Și nu-i mai dau nicio comandă, pentru că i-am spus aici, comanda default când rulez un container e bash. Atât. Bun. Am aceleași chestii. Node modules acum ar trebui să se șteargă mai repede. Dacă nu se șterg mai repede, o să mă oftic. Dar ar trebui să dispară ceva mai repede, pentru că i-am dat acel flag minunat. După cum ați văzut, am fost în slash app direct, pus. N-am mai stat să mai dau cd slash app. Toată chestia asta vine de aici. Deci astea sunt doar niște configuri. I-am spus imaginii, vezi că o să expui volumul ăsta, punem în directorul ăsta când pornesc și rulează comanda asta când rulez container. Da, cred că e de ajuns de mare modul să plângă dacă îi dau un rămâi de aici. S-ar putea să... de pe mașină, de pe host. Sorry about that. Not nice at all. Rog că nu o să faceți rămân minus rf nou modules toată ziua, bună ziua în mediile voastre de dev. Sau cum mai fac unii, își clonează repo-ul și lucrează, îl copiază și lucrează în 5 locuri ca să nu strice branch-ul, că le e frică de git. Hai să vedem dacă acum, după mă instalul, ne ajută și dacă merge ceva mai repede. Ar trebui să meargă. O să mă uit pe documentație, că sunt curios la Docker Run, la volume, dacă... Voi mai auziți? Nu, nici eu nu mai aud nimic. Cred că e murit internetul. Apare connection lost la el. Te-am pierdut un pic așa. Nu te mai auzeam deloc. Îmi pare cu I'm sorry. Da. N-am, ești pe wireless. Cred că am dat refresh la documentația de Docker și de aia. Da, aia. Am stricat. Da, uite, se tot plânge, nu mai puțin, că a rămas, cred că a rămas vreo chestie agățată, așa că o să-l, să-l șterg și o să-l rulez din nou. Ca să pot să rulez după mă instal în el. Cred că a rămas minunăția aia de node modules, pentru că l-am întrerupt din ceea ce făcea, cred că i-a rămas atârnată pe undeva. Da, spuneam că... unde e? Options, exact, asta mă interesează, la volume options. Da, se pare că acel flag nu poate fi trimis către Docker Run, ci cred că funcționează doar în Docker Compose, flagul delegated, ceea ce e ciudat. Nu știu exact cum... cum face forwarding-ul, adică dintr-o dată Compose, acea unealtă pe care o folosesc pentru crearea de medii. Apropo, că toți suntem la Compose, cred că pot să
O să deschid un Visual Studio Code și să vă duc în ce? Vă duc în Wii Remote și pot să vă arăt aici, de exemplu, cum arată un... Arată un fișier Docker Compose. Practic, fișierul ăsta îmi permite mie să configurez Docker Run. Să nu stau să rulez 5 comenzi individuale pentru că vreau să pornesc un container pentru app unde să montez codul și de unde se dezvoltă aplicația. Un container pentru MailDev, care e un serviciu de mail care îți dă, în fine, SMTP sau API key local, ca să poți să lucrezi cu e-mail-urile local și, nu știu, eventual o bază de date. În loc să rulez 3 comenzi, Docker run pe bază, nu știu, minus publish porturile astea, minus volume sau v, ce am aici, și ce vreau să montez din, de pe mașina locală în container și așa mai departe, și minus t, uite, asta e minus t, ca să am terminal în el. În loc să rulez această comandă de 3 ori pentru 3 imagini diferite, cu 3 configuri diferite, creez un fișier de genul ăsta și dacă îți mai adaug și un makefile de genul acesta, ca să automatizez totul, să nu scriu nici măcar docker compose minus f nebunia asta și doar să spun make CLI sau make logs sau make stop, ți-ai optimizat workflow-ul destul de mult pe dev. Da, avem încotro, mai așteptăm puțin după instalul ăsta, pentru că vreau acum cu imaginea noastră cu Gatsby instalat global să rulăm comanda Gatsby develop așa cum cere documentația și să obținem același output. După cum vedeți, file system-ul e destul de intens. Dacă merg aici, cel mai... Da, HyperKit, exact. HyperKit și OSXFS sunt cele două care îmi duc procesorul la mama naibii când vine vorba de Docker pe Mac. Și apropo de chestii cu compilare sau cu descărcat de binare, vedeți Sharp, asta e o chestie care se compilează și de aici poți ajungi la diverse discrepanțe între modul cum vezi modulele în editor versus cum sunt ele de fapt în container. Mai puțin să termine toată nebunia aceasta. Bun. Și acum ne uităm la package.json, pentru că nu vreau să rulez comanda asta, ca asta o să folosească Gatsby-ul local, vreau să mă folosesc de Gatsby-ul instalat global și atunci o să copiez partea asta ca să expun site-ul unde trebuie. Deci avem Gatsby dash-dash version care ar trebui să-mi spună ce versiunea și which Gatsby. O să ne dea pe altă către el. Puțul local bin Gatsby, e clar instalat de NPM. Și apoi avem și npx Gatsby dash-dash version. Și ar trebui să fie o versiune diferită, mă gândesc eu, pentru că aici am instalat latest. Și asta e ce vine din Node Modules. Bun. Tot 2.12.95. Ok. Bun. O să rulăm cu Gatsby-ul global. Ce-l instala global și să vedem acum ce ne dă. Voi... Mă mai auziți? Pare că internetul... Internetul meu sau internetul... A, nu, internetul tău, Ștefan. Văd că fiecare are o iconiță cu calitatea conexiunii de internet. Ce nu-mi place e că nu-mi spune mie calitatea conexiunii mele la internet. Da, ba, dacă te duci pe... Ai o icoană acolo, în dreptul tău, ar trebui să apară. S-ar putea lui să nu-i apară pentru că face share. Ba, mă văd, doar că eu vedeam doar ecranul și mă gândeam că e o chestie de screen share, dar trebuie să mă duc pe mutra mea, practic. În... Exact, și să apare exact. Sunetul acela de care ziceai e când îți revine conexiunea din ce am observat până acum. E un fel de când își dă respawn. Cred. Da.
Bun. Vezi acum, dacă vă uitați, s-a schimbat. Am localhost 8000, dar am și on your network, l-am expus pe container, da? Deci dacă ar fi să iau IP-ul ăsta acum, acum ar trebui să funcționeze și ar trebui să mă las să ajung la, la container. Ba nu, ar trebui să ies prin localhost 8000 pentru că nu pot accesezi IP-ul containerului decât din rețeaua containerului. Bun, să vă explic ce s-a întâmplat aici celor care ați avut răbdare să ajungeți până în punctul ăsta. Container, în container, site-ul a fost construit, builduit, cum vreți să îi spuneți, încerc să folosesc, să țin englezismele la minim, dar a fost construit de Gatsby, serverul a fost pornit în interiorul containerului pe portul 8000, dar noi, pentru că în comanda pe care am rulat-o mai sus, cred că mai ajung eu să văd comanda, dar o să o vedem aici. Deci e comanda veche. Avem aici partea aceasta, minus minus publish. Aici am instruit engine-ul Docker să ne publice portul 8000 din interiorul containerului pe portul 8000 din, de pe localhost. Și pentru că portul 8000 a fost liber pe localhost, orice scoate aplicația pe 8000 în container, ne e și nouă disponibil pe localhost. Cum vedeți, aplicația funcționează la fel, fără nicio aplicație, site-ul, în fine, funcționează la fel. Avantajul e, v-am spus, în momentul în care veți lucra cu trei site-uri de genul ăsta și vor avea trei versiuni de Gatsby diferite și vor fi breaking changes între ele, la fel cum e în cazul meu între acesta și acesta, pentru că blogul, site-ul personal e pe Gatsby 1 ceva, iar WeRemote e pe ultimul Gatsby 2X, între ele sunt breaking changes și nu am cum să, fără, în fine, sacrificii și tehnici destul de predispuse la eroare, nu am cum să dezvolt, să le dezvolt pe amândouă local. Dar există o variantă și mai interesantă să faceți asta, care nu mai implică niciun docker run minus it, nicio nebunie pe aici. Și asta e disponibilă în principiu pentru cei care au care folosesc Visual Studio Code, nu știu pentru alții. Dar e o chestie care îți permite să definești un container docker, un docker file mai exact, și să-l lași pe Visual Studio Code să se folosească de containerul acela, să-ți pornească un mediu de dezvoltare acolo. Dar pentru că sunt leneș și n-am învățat pe de rost chestia asta, să vă arăt în aplicația Search, practic serviciul de search al WeRemote.eu. WeRemote are un serviciu de căutare, chiar o să vi-l... Jucăria asta de aici, app.remote.eu, o să vedem, o nu mai putem, vă arăt imediat despre ce e vorba. E un API care stă în spatele chestii astea de aici. Remote și remote job, I don't know. Serviciul care stă în spate și care e apelat de această interfață e minunea asta în Go făcut aici. Dacă vă uitați, specificația asta de container îți permite să configurezi Visual Studio Code și să-i dai un Docker file sau un Docker Compose file. În cazul ăsta e un Docker Compose file pentru că am și un Redis pe care îl pornesc și o bază de date separată și așa mai departe. Dar poți să-i dai un Compose file sau un Docker file și el îți va porni un mediu de dezvoltare în interiorul containerului ăstuia și se va ocupa de toate mapările de module și așa mai departe, încât tu să n-ai probleme de genul n-am predictions pentru completions, autocomplete pentru temir ce modul care depinde de nu știu ce, ce build. Și dacă nu mă înșel, în afară de acesta și serviciul de, stai să mă gândesc, mai am un serviciu de analytics
exact, care, dacă nu mă înșel, folosea, nu, și el folosește tot un Docker file, un compose file. Dar o să copiem nebunia asta cu totul, dev container. Să deschidem un demo site. Deschidem aici proiectul nostru. Creăm acest fișier. Dacă e cu punct sau fără, cu punct înainte. Trebuie prefixat cu punct. Deși el pare că îl identifică cumva. Dăm un paste aici și în loc de Docker Compose File, am impresia că trebuie să-i spunem știu că are, va trebui să caut pe documentație, să vă rog să mă scuzați un pic, pentru că am impresia că nu are predicție pentru exact pentru proprietatea asta, dacă nu mă înșel. Visual Studio Code Dev Container. Și oh, reference. Atât, asta vreau să știu. Reference. Bun. Și mergem. File or image. Ok. Avem Docker file. Required when using a Docker file, the location that defines bla bla bla. Ok. Deci, hai să încercăm așa. O să înlocuim. Scoatem asta de aici. Spunem Docker file este Docker file. Serviciul nostru nu se numește Analytics, se numește Demo Site. La fel și aici. Demo Site. Workspace-ul este în slash app. Trebuie să-i spunem exact unde e mapat pe file sistemul containerului. Shell-ul o să-i spunem că este bash. Deci ar trebui să fie bin bash. Am fish pentru că probabil îl instalez cumva în mediul acela de dezvoltare. N-am nevoie de extensii. Aici am putea să punem, de exemplu, ESLint sau alte nebunii, alte extensii care vrem să fie disponibile în momentul în care rulăm proiectul în aceste dev containers, extensii ale Visual Studio Code. Cred că are un sistem prin care face un fel de peering și înfige extensiile în file sistemul containerului. Bun. Avem vreun container pornit. Le ștergem pe toate cele active și acum ar trebui să putem să facem chestia asta. Run in remote container, ia. Scuze. Reopen in container. Și acum o să-mi închidă site-ul, scuze, din VS Code, cel pe care l-am deschis local, și o să-mi deschidă aplicația, site-ul, o să-l deschidă în container. Își face build singur la imagine, adică va face build din nou. Va rula practic comanda pe care am rulat-o noi adineauri ca să ne construim imaginea pe baza Docker file-ului. Până atunci nu putem să facem nimic. Și apoi își va porni singur containerul și o să-l și vedem. Așa. Acest VS Code server e probabil un agent ceva, exact cum nu mai știu ce unealtă foloseam, care avea tot așa un sistem de genul ăsta de agenți, în care instalai o chestie pe... Aveai un server main, un server principal și apoi instalai agenți pe... bine, cred că și SSH-ul funcționează așa, dacă să ne gândim. Ai serverul de SSH instalat la tine, pe mașina la care vrei să te conectezi și ai clientul de SSH la tine. E, nu? Tot așa, tot un fel de sistem de... agenții. Agenturile, ca să-l cităm pe un mare domnitor al acestei țări, pe numele lui Nicolae Ceaușescu. Da.
Ok, și-a pornit extensiile. O să trebuiască să ne scoată aici în partea dreaptă. O să trebuiască să vedem fișierele proiectului. Să vedem ce... Dacă le vedem. Dacă nu, o să pornesc unul dintre containerele pe care le-am deja configurate. Cei drept sunt cu Compose. Dacă vreți să folosiți un setup de genul ăla, mă contactați, că ele sunt private, vă dați seama, repo-urile, și vă dau setup-ul. Dar vreau să văd și eu... Ciudat. De ce nu am... Poate am configurat ceva greșit. Mai puțin, mai încercăm o dată. Open in container n-are treabă. Reopen locally, poate. Să vedem dacă am greșit ceva la... Ok. S-ar putea să avem nevoie de un local source sau ceva de genul. Mai puțin că e... workspace mount. Nu. Workspace folder. L-am specificat și este... Default VS Code should open when connecting to the container. Typically used in conjunction with workspace mount, defaults to the automatic source code mount location. On slash up, overrides the default mount point when the container is created. Nope, I have no clue. Vă fac un demo pe unul dintre serviciile mele, ca să nu mai pierdem timpul. Ce credeți? Că nu știu exact, nici nu cred că mai am undeva chestia asta pusă cu Dockerfile. A fost cu Dockerfile la un moment dat pe unul dintre API-uri, dar am trecut pe Compose, când am văzut că se poate folosi un fișier pentru Docker Compose. Hai să mă uit o dată. Hai să nu-l trimit și să vedem dacă las pe el să-și facă treaba lui, să vedem dacă îl montează în altă parte. Da, exact. Deci probabil că trebuia să specific mount-ul să fie în app și celălalt să fie în app. Ok. Ce se întâmplă acum? Dacă dăm un Docker puțin minuța, vedeți? Și-a ridicat singur un container. Dar eu nu mai am treabă cu el. Nu l-am mai pornit de nicăieri, nu am și închis terminalul. Însă, în momentul în care deschid terminalul din Visual Studio Code, am un shell în bash direct în container. Deci eu aici sunt în fine, Workspaces Demo Site, unde a pus el toată chestia. Am codul meu, dar nimic altceva, adică dacă rulez asta, sunt pe un Linux kit, whatever, ce, doamne iartă-mă, e probabil imaginea mea de bază. Node-minus version ar trebui să-mi dea 200.300.0. Deci este exact imaginea aceasta, e în fine, imaginea nouă creată de Visual Studio Code, echivalentul lui CV Web Meetup Latest pe care l-am construit noi, doar că Visual Studio Code se ocupă de toată nebunia asta. Adică în momentul în care eu am ieșit de aici și cred că dacă dau quit la Visual Studio Code, ar trebui în teorie, nu mai știu exact, să închidă containerul respectiv. Să fac din nou zoom, știu. Să vedem cu toții... Nu, e încă pornit. Dar asta înseamnă că în momentul în care pornesc Visual Studio Code, va deschide, pentru că i-am dat quit, exact containerul meu. Se va reconecta la el, practic. Nu ar trebui să repornească nimic. Dar tot codul acesta trebuie să țineți minte că mi-e servit din container. Adică
dacă eu nu aș avea un mount point aici, node modules ar fi instalate doar în container. Uite, chiar o să încerc, mai facem o chestie, poate găsim iarăși, rămân agătate modulele în momentul în care le șterg de aici. Node modules pot rămâne doar în container și eu n-am nicio problemă că editorul meu nu le înțelege, nu le vede. Adică aș putea, de exemplu, să vin acum și să spun un install change, change case, că am nevoie de modul ăsta, minus minus save. Bine, poate cu un singur. Îl așteptăm puțin. Trebuie să fim blânzi cu Sfântul Satelit, că totuși ne-a iertat astăzi. Adică... Deci ce a făcut? Move it away and try again. Da, e exact... Exact chestia cu node modules, dacă le șterg de acolo. O să-i dăm un reopen locally. Hai, da, eu sunt începător aici pentru că nu trebuia să le șterg de acolo pentru că n-au nicio... Ar trebui să funcționeze în editor pur și simplu. Îmi cer scuze. Nu mai aveam niciun rost să le mai șterg de aici. Ce voiam să... M-am pierdut un pic. Ce voiam să evit era exact discrepanța aia între module care sunt instalate pe un Alpine Linux, de exemplu, și modulele și aceleași module interpretate, văzute de editor, dar local, pe Mac. Dar în cazul ăsta, editor se folosește direct de binding-ul către container. Și atunci, acest npm install, care sper să meargă acum, deși containerul e încă pornit, ar trebui cumva... distrus, închis. Să vedem. Vedem acum. Da, cert e că funcționează chestia asta și e mult mai simplă decât asta să rulați voi comenzile acelea manual, docker run și ce volum să monteze și să fie interactiv și să-mi dea shell și ce comandă să-mi ruleze și așa mai departe. Îți faci un docker file foarte simplu, le găsești pe toate drumurile, dacă e să te gândești așa, vrei un, nu știu, docker file for Node.js development. Și o să găsești probabil destule. Îți iei, îți pui ce trebuie acolo, l-ai pus aici, ți-ai făcut un dev container din asta și ai scăpat de bătăi de cap. Și Visual Studio Code îți pornește și îți se binduiește la tot ce are în container și atunci nu mai ai nici problemă de predicții, de IntelliSense sau cum vrei să-i spui, nu mai ai nicio chestie de genul ăsta. Mai puțin să vedem... Să instalăm din nou modulele și apoi din acest container din nou să rulez comanda de development, Gatsby serve, și să mă asigur că avem din nou site-ul în același loc. Da, noi la WeRemote chiar folosim drăcovenia asta destul de mult, destul de intens. Adică în afară de aplicație pe care o pornesc printr-un makefile-ul pe care l-ați văzut, am niște comenzi, make CLI, make ce naiba. Efectiv n-am ajuns să o migrez către această chestie, către dev container. Nu avem nimic care să fie... website-ul, site-ul static care e făcut cu Gatsby, la fel are un makefile făcut separat. Dar aceeași chestie trebuie să ajungem să le mutăm și pe alea pe config-ul ăsta. Deși nu știu exact care e părerea voastră despre Visual Studio Code, că pe mine uneori mă enervează la culme. Pe cât e de util, pe atât mi se pare de bloatware, pe atât îmi miroase a WebStorm sau orice altceva. După ce termin cu instalatul ăsta, o să vreau să știu de la voi ce întrebări aveți, dacă vreți să intru în alt subiect, dacă a fost ceva neclar, că e ceva ce efectiv am făcut acum pe loc, adică e literalmente
improvizație, ca să zic așa. Și sunt sigur că am pierdut destul de multă lume de aici. Și sunt sigur că sunt chestii pe care vreți să le lămurim. Dar de fapt, puteți începe să vorbiți, că nu trebuie decât să rulez niște comenzi. Exact asta vreau să propun, că puteți să puneți întrebări, dacă aveți. Eu am câteva întrebări. În primă fază vreau să-ți mulțumesc că ai menționat flagul ăla de delegated. Cred că o să-mi schimbe puțin viața, că nu știam de el și pare foarte util și fix pe workflow-ul meu. Eu folosesc același workflow pe care l-ai și tu cu VSCO și Remote Dev cu un Docker Compose file. Okay. Și m-am lovit de câteva chestii de care aș fi vrut să știu dacă poate tu le-ai rezolvat sau poate dacă le-ai simțit. No. Prima chestie ar fi că am observat că și tu pornești mai multe containere de Docker în proiectul ăla. Da. Și eu m-am lovit de chestia că uneori mai crapă unul dintre ele, din diverse motive. Dar pornirea lor cu totul e destul de costly, adică durează puțin să pornesc toate cele trei containere. Numai că atunci când crapă unul dintre ele, nu am găsit o soluție să îl repornesc doar pe ăla. Trebuie să închid, să trec înapoi în local project, local workspace, și apoi să îl redeschid în remote workspace. Ceea ce... Nu, poți tu să-i dai Docker start, doar lui. Tu le vezi aici, dacă rulezi Docker plus minuța. Dar ți-l mai vede VSCode după aia, tot pe ăla? Cum să nu-l vadă? Că el știe de el. Ideea e că nu VSCode trebuie să ți-l vadă neapărat în situația asta, ci trebuie să ți-l vadă... Dar de ce-ți crapă? Întrebarea mea asta e. Faci instaluri care crapă în el? Faci chestii... Nu, e un tax de gal care cred că pică uneori din cauza că face ceva cu procese și încă nu știu sigur de ce crapă. Ok. Dar... voi mă mai vedeți pe cameră sau vedeți doar screen share-ul? Doar screen share-ul. Ce bine, ce bine. Uite, și am stat cu cafeaua lângă mine, s-a răcit și... Puteam să mai sorb și eu niște juice. Da, deci în momentul în care îți crapă și dintr-un compose dacă îți crapă, ideea e că networking-ul s-a creat, că ai câteva probleme acolo. Unu, și-a făcut binding-ul de volume și îl face, pentru că pe ăla trebuie să-l facă din start. Și-a făcut bind-ul de network în cazul în care ai un network pentru... Uite, pot să-ți arăt de fapt chiar aici, până când se descarcă Sharp-ul și ce se mai descarcă pe aici. Pot să merg în WeRemote și la ce ne uităm? Development YAML. Ok. În ce să-l deschid eu pe ăsta? Hai să-l deschid în Sublime. Dacă mai deschid încă un VS Code, îmbătrânesc. Ok, o să deschidem development YAML, îl facem mare. Ce font urât, ăsta e Fira Code, cred. Mai piratat fonturi, IBM Flex Mono, urât. Foarte urât acum. Așa, ăsta e mai plinut, așa, mai grăsut. Ok. Buba, eu de exemplu am o rețea pe care o creez extern. De ce o creez extern? Pentru că dacă îi las default-ul lui, nu o să mai pot să dau join la rețeaua asta serviciilor de search, de exemplu. Că API-ul de search e... no, Jesus. API-ul de search e pe altă... e în alt container, alt compose, alt namespace. Și atunci ca să le întâlnești, îți trebuie o rețea comună. Și rețeaua comună la mine e dată aici în makefile. Eu am create network ăsta. Am o comandă separată. Eu când acum nu mai trebuie să mai rulez, dar să zicem că am curățat tot, am reinstalat calculatorul sau am curățat containerele și rețelele și volumele pentru că, nu știu, am avut o problemă, rulez make create network și apoi vin make start.
ci îmi pornește aplicația cu toate dependențele sale, baza de date, în principiu și mail dev, știi? Dar eu dacă pornesc search-ul, și o să-ți arăt imediat, pot să rulez aici Gatsby develop minus 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 h minunea aia, ca să vedem că avem același output. Așa, vreau să încheiem treaba cu aplicația ca să ne putem concentra pe răspunsul ăsta complet. Dar dacă eu pornesc și search-ul în YAML, în config-ul lui, are tot o chestie de genul ăsta. Networks default external, ca să se poată vedea cu app-ul, sau de fapt app-ul să-l poată vedea pe search, că am query-uri de acolo, știi? Am apeluri. Și le-am și la nivel de SSR, mai am niște nebunii și în fine, trebuie să poată face call-urile like server, pe dedesubt, din server, nu din client. Cert e că în momentul în care îți pornesc containerele astea, el îți face networking-ul prima oară și volumele. Uite, vezi? Asta e trucul pe care îl folosesc eu ca să am node modules și colo și colo. Am acest app node modules care e tot un volum local, dar e un ținut de Docker, nu mă interesează pe mine, în care sunt montate node modules și mai instalez eu node modules în directorul de pe calculatorul meu ca să am IntelliSense-ul. Asta e un, în fine, un truc urât, dar merge. Când folosești dev container, nu mai ai problema asta. Și atunci, dacă spică containerul, tu poți să te duci și să-i spui astuia Docker run sau Docker compose, Docker start, de fapt, e mail dev. Și dacă el ți-a crăpat cu un task, dar task-ul ăla a fost din cauza că, nu știu, ai avut... Știi ce se mai poate întâmpla? Uite, acum mi-a venit asta. S-ar putea să fie o problemă de resurse. Tu te știi tu la Docker aici, eu o să rămân fără baterie la căști, dar nu e problemă că le dau jos și ne auzim direct prin boxe. Dacă te duci aici în Docker, în preferences, trebuie să-i mai dai și lui niște juice, că e, în general, știu că are puține procesoare și puțin RAM. Dacă da, ai procesoare și RAM, mai dă-i. Așa am pățit acum, de când, de vreo săptămână, exact asta am pățit. I-am dat resurse la Docker și n-am mai avut probleme. Deci eu a trebuit să fac... Da. Eu am încercat să fac un build la un moment dat la un proiect de clustering și analiză de pe blockchain, la modul descarci tot blockchain-ul, îl dai și asta îți face relații între adrese și niște taguri și îți spune dacă sunt site-uri, dacă sunt adrese dubioase sau au avut legătură cu adrese dubioase mai departe, pornografie, temir ce. Și încercam să-i fac build și îmi pica build-ul într-un mod cel mai penibil. Și zic, bă, ce se întâmplă? Zic, n-am resurse. I-am mai dat un pic, pica build-ul, nu mai pica la 20%, pica la 60%. După ce am mai dat puține resurse, pica la 80%. E efectiv, uneori pică din cauza că nu mai are resurse. Nu mai are de unde să-i dea calculatorul. Bun, ia să vedem. Acum, dacă dăm un refresh, merge... Ce a făcut? A făcut ceva. Uite, a făcut o prostie. Cel mai probabil o prostie aici, pentru că trebuie să-i specific portul. Cred că nu o să mai pierdem timpul cu asta și o să rămânem la întrebări. Dar acest forward ports sau app port, asta trebuie configurat, pentru că in most cases, we recommend using the forward port property. This property accepts a port array of ports that should be published locally when... Da, e exact chestia care lipsește. Deci în contextul ăsta mai trebuia să mai am o proprietate aici, forward ports, și trebuie să fie ce 8000 cu 8000 ca să pot să pornesc site-ul. Deci dacă îi dau un... Dacă îl omorâm pe asta și apoi îl repornim, îi dăm un reopening container, ar trebui să facă ce trebuie. Altă întrebare, cât timp mai rulează chestia asta, ca să vedem și cu dev container că avem forwarding și putem să dezvoltăm local? Eu mai am una dacă nu se supără nimeni. Nu. Eu nu mă supăr. Nici eu. Ok.
Tot legat de același workflow, mi se pare puțin cumbersome. Deci acum, eu de ce te întrebam dacă VS Code-ul încă mai vede Docker-ul pe care tu ai zis să-l repornești cu Docker Start? Pentru că el are un tab special acolo când faci development în remote, Remote Explorer, care îți arată fix containerele care sunt sub compose-ul ăsta pe care încerci tu să-l rulezi remote acum. Eu acum nu rulez un compose, vezi că rulez un Dockerfile. Când rulez compose-ul știu chestia aia. Mă referam la, da, mă referam mai degrabă la proiectul tău cu Surge. Că ăsta cu Gatsby, am înțeles că fiind pe un singur Dockerfile, nu o să aibă chestia asta. Dar vorbind de partea cu compose, o să văd dacă îi dau start, dacă mai reapare acolo un pic de data următoare. O să măresc și resursele. Dar altă chestie este că dacă ai vreodată nevoie să rulezi comenzi într-un alt Docker decât cel pe care l-ai ca root, să zic așa, am observat că acolo ai o chestie de attach to container, care practic îți deschide un alt workspace care se atașează la containerul respectiv. Dar dacă știi vreo metodă prin care poți să rulezi direct comenzi de bash într-unul din containerele alea pornite de compose, altele decât cel root, sau dacă ai avut vreodată nevoie de chestia asta? N-am avut nevoie de chestia asta, dar de obicei dacă o am, țin un terminal separat pentru comenzile astea, că de obicei sunt chestii pe care le rulez prin containerul de bază de date sau prin temir ce... Exact, chestii de genul container. Ăsta. Și practic te conectezi direct prin Docker, bănuiesc, nu? La bash-ul lui. Da, da, da. Fiind în Docker Compose, poți fie să iei numele ăla complet pe care îl dă compose-ul și să-i zici docker exec minusit, nu vreau să dau attach, că attach-ul de obicei se atașează la procesul principal. Și dacă îi dai attach și apoi îi dai control D, îți dai quit la container, din câte știu eu. Deci attach-ul ăla tot un exec îți face, din câte mi-amintesc. Mm-hmm. Sunt două chestii. Ai attach, dar ăsta ți se leagă la modul... Ai pornit un container în daemon mode, să zicem, și îți rulează un Nginx. Când te atașezi la el, te atașezi exact la CLI-ul unde ai pornit Nginx-ul ăla și dacă tu îi dai un control D sau un control C acolo, pa, ai terminat Nginx-ul. Sau ai exec care îți face un shell în aceeași instanță a containerului, dar e ca o sesiune SSH separată. Adică tu poți, de exemplu, într-un tab să ai containerul deschis și să fii pornit tu manual procesul de Nginx și apoi să-i zici exec pe containerul ăla și să mai deschidă încă un shell, dar ăla să n-aibă nimic, știi? Dar nu văd, e mai mult cauți cumva o soluție comodă prin VS Code, exact, ceva de genul, și dacă se putea direct din editor, știi? E puțin cumbersome cum tratează VS Code acum și mă întrebam dacă poate nu caut eu ce trebuie. Păi uite, ai remote containers, fii atent, stai că am repornit cu forward port acum și o să vă dau share din nou, de-aia mă vedeți pe cameră, dar vă voi da share din nou la ecran, la ecranul acesta, share. Deci după ce am pus forward port, avem site-ul din nou aici. Și acum pot, de exemplu, apropo de 8.000 și 9.000, și acum constat că am luat mentalitatea mea de dockerist și am pus același port de două ori, dar de fapt astea sunt porturile pe care le forwardez. Deci în cazul ăsta e 8.000 și 9.000, sunt porturile pe care le exportă containerul de aici. Dar... cu ocazia asta, dacă aș rula aici un Gatsby build și aș fi avut asta deja configurat aici, Gatsby build și Gatsby serve, aș fi putut să scot pe portul 9000 rezultatul build-ului și nu rezultatul dev-ului din Gatsby. Adică, uite, rulez asta și dacă o să schimb ceva în pages, index, și avem și noi ceva unde... All posts, ia să vedem ce găsim pe aici, ce putem schimba. Trebuie să schimbăm titlul. Ia să vedem unde scrie Gatsby Starter Blog. Trebuie să fie într-un config, dacă nu mă știu. Da, Gatsby config.
Și să vedem unde e site meta data title. Trebuie să fie și în site title, exact aici. Și aici facem un template string și de fapt îl reați, nu am ce spun aici. CBU. Așa, și îl lăsăm să-și facă build-ul și apoi salvăm ca să-și dea un refresh și să ne uităm cum se schimbă toată nebunia. Deci da, referitor la shell, ai aici o comandă catch to running container și dacă mai ai containere pornite, pac, pac, return și aia e. Adică nu trebuie să te mai duci unde naiba era? Cred că aici era, nu? Pe Explorer și ai va avea undeva running containers dacă ai un compose, nu? Este puțin mai jos Explorer deasupra extensions. Ăla e cel de Docker, dar e exact acolo. Da, da, da. Trebuie să fie cel de remote development. Bun. Ai chestia asta sau ai comanda asta mai rapidă? Ți le dă pe cele care sunt curios, uite dacă... Numai ca asta, ce ai zis tu, e exact ce ziceam și eu mai devreme, îți va deschide un VS Code separat, care se atașează într-adevăr la aia, dar îți reinstalează tot VS Code server în celălalt container. Da? Da, deci asta face? Exact, nu e prea friendly, din păcate. Deci cred că o să rămân tot la ideea ta cu DockerX. Ia să vedem, sunt curios. Ok, da, ai dreptate. Bun. Să vedem ce mai e pe aici până... Rebuild, open... Focus on containers, reopen locally... Da, nu văd. Dacă există vreun feature request, probabil că știu developerii de la VS Code că nu e prea friendly chestia asta. Bun. Deci ăsta s-a... Builduit-ul s-a. Și acum salvăm. Am salvat modificarea aceasta. El își dă rebuild acum în minunăția sa. Vezi, își dă refresh la niște... Observi? Observați? Se schimbă niște chestii pe aici. Uite, n-am observat niciodată. Are ceva, își face volume, își face... Hai că învăț și eu chestii noi. Și el deja s-a schimbat aici. Adică acum dacă îi dăm un undo și îl lăsăm la titlul lui vechi... Și s-a schimbat singur. Adică își păstrează toate binding-urile, toate nebuniile, toate refresh-urile și așa mai departe. Bun. Altă întrebare, ca să cităm alt personaj ilustru din politica mai modern. Nu știu, aveți proiecte pe care ați vrea să le puneți pe așa ceva și nu știți dacă merge. E ceva ce e străin din ce am zis? Am trecut peste ceva prea repede pentru că e foarte posibil? Eu mai am o a treia întrebare, dar iarăși nu vreau, dacă mai stai să vedem dacă mai are altcineva întrebare, exact. Da, o să-ți răspund la ea, dar hai să vedem dacă mai întreabă altcineva ceva. Puteți să vă dați singur unmute, nu trebuie să vă dau eu unmute. Nu, cred că nu vor oamenii să întrebe. Cred că am fost înainte și pe lângă. ok. Bine. Spune Cosmin. Dă-i bice, Cosmin. Dă-i bice. E ultima, promit. Vreau să te întreb dacă te-ai gândit la ideea de truly remote development, adică să folosești tot flow-ul ăsta pe o mașină remote, eventual în cloud. Știu că apar idee recent, am tot văzut-o. Și vreau să văd ce părere ai despre asta. Ce părere am despre asta? Este un canal pe care îl încearcă ei să vândă Azure. Bun. Aia da, dar nu neapărat prin Azure. Dar hai să spun o chestie. De ce, Doamne iartă, mă punem noi containere și încercăm să facem medii de dev locale?
care sunt unul la unul cu producția, pentru că nu vreau să depind de internet, de cumva în anii 50, când a apărut cloud computing-ul, computing-ul se întâmpla exact așa. Tu aveai un thin client, adică aveai monitorul ăsta al meu și o tastatură și erai conectat la un mainframe și făceai timesharing pe el. Ăsta e cloud computing 101. În anii 50, IBM foarte frumos a făcut chestia asta. Să te muți acum pe medii de dev în cloud, da, e frumos, sună bine, sună modern, sună progresiv, sună cum vrei tu și sună prost. Pentru că o să mă vezi exact așa la tine, la firmă, nu merge netul, merge netul greu. De ce livrăm așa greu, Adrian? A, nu e că mă uit-o pe pereți și m-am făcut QA la YouTube și la Facebook. Nu, e pentru că merge netul greu. Păi da, dar lui Ionel nu-i merge greu. Păi da, dar el are placă de rețea 10-100.000. Înțelegi? Eu, în 2015, la unul dintre primii mei clienți, când am trecut înapoi în freelancing, să zic așa, dar cu cap, nu cum făcusem înainte, cam cum sunt muncitorii de ei la casă, știi? După ce le-ai dat prima tranșă din bani, nu-i mai vezi până nu termină banii, știi? Până nu beau toți banii. Așa am făcut eu freelancing la începutul carierei mele. Și când am revenit la freelancing și am avut primul client serios, i-am găsit cu un mediu de dev căruia îi spuneau RH, pentru că era un Red Hat, un de la mega vulnerabil, dacă dădea cineva de el, intra în toată organizația prin mediul ăla de dev, că avea și acces, nu era nici segregată cum trebuie rețeaua, nu era separat de rețeaua principală și așa mai departe. Dar eu îi spuneam mediul de dev de după ficus, pentru că era un ficus undeva, era serverul ăsta și apoi era geamul, te uitai în stradă. Și primul lucru pe care l-am făcut, le-am făcut container și am mutat pe toți pe container. Pentru că erau chestii de genul ăla. A, păi a picat RH-ul, nu merge RH-ul. Merge greu RH-ul. Puteți să ieșiți și voi că vreau să fac nu știu ce și merge greu RH-ul? Și mai dă-l încolo, merge greu RH-ul o săptămână, două, trei, stai puțin. Lasă că ne mutăm noi pe... Și atunci venise cineva, păi să facem niște medii de dezvoltare în AVS. Zic, nu, puteți să facem un mediu în AVS în care... să testăm în integrare chestiile și atunci dacă vrei, de exemplu, tu lucrezi la un feature local și pe un alt serviciu cineva a dezvoltat ceva și e confirmat pe branch-ul lui sau al ei și îl punem în branch-ul în master, ne pregătim să dăm cu el mai departe, în producție să zicem, și tu vrei să vezi cum se integrează ce ai modificat un serviciu tău cu ce a modificat persoana respectivă, îți pui că API-ul în config nu mai bați în API-ul tău local în containerul tău de Docker, ci îți pui să bată în mediul ăla. Și atunci poți să testezi și să vezi dacă nu cumva modificările persoanei respective îți impactează cumva ce faci tu local. Dar mai departe nu dezvolți în cloud. Sună frumos și sunt sigur că pentru unele chestii se poate și e benefic să faci asta, însă când vrei să faci dezvoltare hardcore la 1500 de servicii, vrei să ai un cluster într-adevăr unde stau serviciile alea și sunt disponibile pentru dezvoltatori, dar chestia pe care lucrezi trebuie să fie local pe Docker. Are sens? Înțeleg punctul ăsta de vedere, doar că eu, spre exemplu, în ultimii 4 ani, oricum am lucrat întotdeauna legat de internet, pentru că trebuie să mă leg de anumite servicii care nu pot să stea local la mine. Și atunci eu în ultimii 4 ani or so am depins întotdeauna de internet și n-a fost o problemă. Așa și? E. Și în cazul ăsta ar avea sens, știi? Adică mai vezi vreun alt dezavantaj. Să presupunem că conexiunea la internet e available și latența e acceptabilă. Mai vezi vreun alt dezavantaj la ideea asta de remote dev? Nu, acolo e chestia. Cât de bine te poți baza pe rețea. Exact ca migrare de la monolit la microservicii. Nu e neapărat că microserviciile sunt mai bune decât monolitul, deși mulți nu știu cu ce se îmbăiază pe creier și cred asta. Un monolit modular, mai ales când dezvolți, ai un produs pe care e la început de drum, e mult mai bun decât microservicii. E vorba de trade-off-uri. Când treci la un monolit la microservicii, dai system reliance, care e monolitul, a crăpat o bucată, a crăpat tot sistemul, pe network reliance. Nu merge rețeaua, n-ai sistem. Știi? Și atunci
În situația asta, dacă tu ai containere și le rulezi local și, da, depinzi de internet, dar dacă depinzi de internet cu, nu știu, folosești DocuSign, corect? Și ai nevoie de DocuSign să meargă, de un sandbox ca să apelezi API-ul lor. Poți să lucrezi pe un feature care nu implică DocuSign dacă nu-ți merge netul sau dacă DocuSign e pe jos, știi? Dacă lucrezi local. Dacă lucrezi în cloud, nu poți să lucrezi. Dar, în fine, to your point, ai dreptate, așa e. Dacă nu, dacă latența e ok, rețeaua e solidă, e, poți foarte ușor să lucrezi în cloud și să-ți muți tot devul outside of your machine. Sunt trade-off-uri și acolo, că îți dau, poți să dai mai multă putere de procesare, de exemplu, pe un mediu din cloud, să fie mai puternic decât laptopul tău. Exact. Da. Poți să faci asta, numai că și atunci, nu știu, reduci costurile la hardware, că dintr-o dată trebuie să le iei, nu mai pun programatorii că vor macro de 160 de milioane, știi, de 16.000 de lei, poți să le iei error de 4.000 de lei și hai să lucrăm. Știi? Atunci poți, de exemplu, să presupui asta. O să ai cost savings aici. Dar asta te face apoi dependent de prețul furnizorului tău de mediu de dev. Uhum. Apoi trebuie să te gândești ce strategie ai, că ești la Amazon, să zicem, și într-o dată Amazonul se face în live și zice, numai, triplăm prețurile la treaba asta. Habar n-am, le creștem cu 50%, ceva ce când îți faci calculul și bugetezi, zici, păi dacă iau hardware de bani ăștia pentru programatori, câștig și că, în fine, poți să lucreze și dacă nu merge netul, poți să lucreze și dacă pică curentul, noi și asta... acolo, cam acolo e, știi, trebuie redundanță după aceea. Bun, unde mă mut? Păi mă mut la Google Cloud. Exact ce faci cu infrastructura, de exemplu, de producție. Folosesc Terraform pentru că vreau să fiu cloud agnostic. De ce vreau să fiu cloud agnostic? Pentru că dacă îmi pică un întreg availability zone de la Amazon sau dacă Amazon îmi face ceva și nu mai convine, să pot să sar în partea cealaltă fără să am dita mai cost of change, știi? Sunt, na, chestii. Putem găsi argumente de ambele părți. Nu e neapărat că mersul în cloud cu dev-ul e greșit, la fel cum nici rămasul pe local, atâta timp cât localul e o copie 1 la 1 a producției și a cloud-ului, să zic așa, nu e greșit. E ce variantă alegi, choose your poison. Partea mișto la Docker e până la urmă că dacă îți pică netul, sau mă rog, dacă îți pică mai degrabă cloud-ul, poți totuși să le instalezi și local, să continui să lucrezi. Dacă îți pică netul, nu o să mai poți să faci nici aia. Dar... dacă ai infrastructura făcută cu niște compose-uri și așa mai departe și doar le lansezi, ideea e să nu depinzi mult de orchestrarea furnizorului de cloud. Adică dacă ai doar un Docker Compose și niște launch script-uri care la 8 dimineața pornesc și îți ridică medii de dev pentru toți programatorii, știi? Uh-huh. Și la, nu știu, 8 seara le dau jos, dar tu ai toată definiția niște compose file-uri, developer poate deveni orchestrator oricând, știi? Mai ales dacă mergi un nivel mai încolo și faci cum am eu, de exemplu, am compose-ul și am makefile. Și atunci, practic, eu și în producție am makefile. Chiar vreau să automatizez acum deployment-urile până la capăt, dar vrând să am control asupra deployment-ului și asupra modului cum rulez și actualizez în producție și așa mai departe, mi-am făcut un repo separat, mi-am făcut definițiile pentru tot ce înseamnă prod și am un makefile acolo și așa pornesc, așa regenerez certificate SSL, toate nebunile de pe lume, tot ce îți poți închipui e făcut printr-un makefile. Și atunci dev-ului îi dai doar makefile-ul, YAML-ul, definiția și îi spui rulează asta și îți pornește mediul exact ca în cloud. Doar că e la tine pe calculator. Și da, păi oricum la chestii de genul mă gândeam, adică mai manual de atâta nu cred că e potrivit să faci development în cloud. Adică atunci chiar ești mult prea dependent de platforma aia de cloud. Adică să nu-ți pice fix mașina aia. Să nu depinzi din nou, să nu depinzi de orchestrarea furnizorului de cloud.
Dacă depinzi de foarte mult de tool-uri de genul, nu știu, ai mediul de dev pus în Elastic Container Service pe Amazon, toate puse frumos într-un container, le puse într-un target group cu application load balancer în față, ăsta se face path-based routing și deployment-urile se întâmplă prin Elastic Container Registry și ăla declanșează niște hook-uri în code pipeline, în temir ce, când ai setup-ul ăsta așa complicat, e greu să-l reproduci pentru local și să-l și întreții, pentru că serviciile alea evoluează, sunt ale Amazon, Amazon le dezvoltă, evoluează în ritmul lor. Tu trebuie să stai să te uiți ce a pus Amazon în deploy pipeline sau ce au ei, code deploy, că nu știu cum se numește. Că trebuie să punem și noi în Jenkins-ul nostru, să zicem, ăla de pornește mediul local, ceva. Și atunci, cred că la asta se rezumă, știi? La cât de dependent ești de platforma pe care urmează să o folosești. Da. Tare. Nu știu, mai e ceva, vreți să mai întrebați altceva, nu neapărat legat de Docker. Abar n-am. Orice altă întrebare. Joburi, carieră. Acum e momentul. Acum e momentul. Bine, acum pe Adrian îl găsi și pe Twitter și pe Facebook, peste tot. N-ar fi o problemă. El e, dar să-l și găsiți. Păi altfel, nu știu, nu cred că mai are rost să mai ținem oameni aici, nu? În... Da, păi cred că putem să ne oprim aici, o să-și opresc registrarea.